Durere fără margini la Hâncești. După două zile de căutare, băiatul de 6 ani de la Hâncești a fost găsit mort în toaleta din curtea casei. Descoperirea macabră s-a datorat unui laborator criminalistic, iar căutările au durat prea mult din cauza pistelor greșite pe care au mers oamenii legii și voluntarii veniți în ajutor. Fără niciun rezultat. Absolut nimic. Voluntarii care au mai fost prin oraș, tot așa. Se întorc fără niciun rezultat. Așteptăm să vedem mai departe care sunt directivele. Astfel au lucrat mai bine de două zile sute de oameni care au cercetat toate locurile periculoase, case părăsite, râpe, șanțuri, fâșii forestiere, câmpuri și pe drumuri. Nimic nu a dat de bănuit că micuțul s-ar afla în toaleta din propria curte. Au fost chestionați părinții, rudele, toți membrii de familie, vecinii. Au fost supuse verificări subsolurile, gurile, fântânile, toate locurile posibile unde se putea afla copilul. În cele 42 de ore de căutare au fost antrenați peste 100 angajați ai poliției și poliției de frontiere, care în acțiunile de căutare au implicat atât serviciul chinologic cu implicarea câinilor, cu aplicarea dronelor în căutarea copilului. Oamenii legii spun că toaleta din curtea gospodăriei familiei a fost cercetată inițial doar vizual, pentru că au fost alte piste de cercetare lansate în baza declarațiilor părinților copilului. Din start s-a făcut examinare vizuală, doar în curte unde locuia băiatul decedat. Din start s-au lărgit spectrul de măsuri, deoarece părinții au declarat că băițașul a fost răpit, s-a pornit cauză de penală pe răpire de persoană și se făceau măsuri speciale de investigație pentru stabilirea dacă a fost să răpit copilul sau nu. Astăzi s-a făcut cercetare la fața locului adăugătoare deja cu folosirea laboratorului criminalistic și a fost depistat cadavrul. Noi am depistat cadavrul după ce s-a făcut cu laboratorul tehnico-criminalistic, noi am format liceul. Să înțelegeți corect. Nu a fost văzut așa. Noi am format WC-ul și l-am examinat minuțios și atunci am găsit cadavrul. Responsabilii din cadrul Inspectoratului de Poliție Hâncești susțin că la această etapă nu se poate vorbi despre omor. Semne de moarte violentă nu sunt și acolo, dacă să luăm tehnic, copilul, probabilitatea că putea scade singur, e foarte mare, e reală. Vă explic de ce. El era încălțat în șlapii surorii mai mari. Șlapii erau mari pe picior copilul. Și el, dacă s-a așezat cu picioarele pe WC, ușor o alunecat și o căzut în WC. Inițial, pe cazul dat, a fost intentat un dosar penal pentru răpire de persoane, care cel mai probabil va fi clasat. E intentat cauză penală pe răpire de persoane, cum v-am spus. Din start, părinții au declarat că copilul a fost răpit. Deja decide procuratura ce o să facă cu cauza asta penală. Posibil va fi clasat. Minorul de 6 ani din Hâncești a dispărut în prima jumătate a zilei de 26 mai. Copilul se afla acasă împreună cu fratele și sora în vârste de 9 și 14 ani. La acel moment, părinții se aflau la serviciu. În operațiunea de căutare a micuțului au fost implicați peste 100 de polițiști, circa 140 de carabinieri și salvatori și 10 de voluntari.